Pentru ce? Sara! Salut, prieteni! Voi sunteți pe canalul Like Sara! Și astăzi noi cu Sara o să despachetăm cadourile pe care Sara le-a primit de ziua ei, când ea a împlinit 3 anișori. A fost zilele astea, da, Sara? Câți ani ai tu? Păpușa! Păpușa? Câți ani ai tu? 3? 3 anișori a împlinit Sara și a primit niște cadouri. Să deschidem și să vedem ce este aici. Sara, ce este asta și de la cine ai? Furcă Pepa! Furcelușa Pepa! Este un rucsac, furcelușa Pepa. Sara o să meargă cu el la grădiniță, da? Îți place? Așa, să-l deschidem, să vedem. Iată, este destul de mare. O să încapă hăinuțele Sarei. Așa. Îți place? Da. De la cine le-ai primit? De la verișorii tăi, de la Eva și de la Edic, da? Da. Mă îmbraci să arăți cum ești tu, parcă ești o școlăriță, Sara. Întoarce-te și arată la toți. Te întoarci? Gata, ia la acolo. Sofia, vină și tu la noi. Așa, primul cadou. Voi să ne scrieți în comentarii care cadou v-a plăcut vouă cel mai mult. Să trecem la următorul cadou. Să deschidem care? Acesta sau acesta? Acesta. Acesta. Este... Da. Wow. Este Red Queen din Alice. Deci oglinda fermecată sau nu știu cum se numește corect această poveste. Îți place, Sara, păpușa? Încă așa păpușă voi nu ați avut. Să o deschidem și să vedem cum arată ea. Deschidem această păpușă. Și de la cine Sara a primit această păpușă? Această păpușă i-a fost acordată Sarei cadou de la un magazin de jucării din Ucraina. Ei au făcut această păpușă cadou pentru Sara de ziua ei. Iată așa arată Regina Roșie, dacă Red Queen, Regina Roșie, astfel wow, arată wow, ea. Wow. Îți place? Sunt frumoase! Sara, te prefaci. Îți place? Cine vrei, Sara? Priviți ce cizme are ea. Wow! Astfel de cizme are wow. Regina. Sara! Ce păr frumos are, foarte interesant este părul lui. Wow! Foarte frumoasă este. Este urâtă și frumoasă în același moment. Este urâtă, dar este interesantă. Este ceva interesant, o păpușă neobișnuită. Mulțumim mult celor care au acordat acest cadou Sarei. Este foarte calitativ această păpușă. Și noi mergem mai departe, mai deschidem sau gata? Deschidem, să vedem. Acest cadou este de la bunica. De la bunica. Ta-da! Priviți ce păpușă. Prințesa Mireasă se numește această păpușă. Haideți să o deschidem. Păpușa noastră are și coroană și urochi e foarte frumoasă. Iată așa și se mișcă mânuțele la ea. Ține, Sara. Ești ce rochiță frumoasă. Da, coronița are. Ce rochie frumoasă. Aceasta este cine? Mama vitregă? Sau nu? Sau este mama și fiica, da? Aceasta este regina și aceasta este prințesa. Îmi place? Da. Așa. Două păpuși, ai tu și un rucsac. Și cu coroană. Și coroană. Wow, iubiți, are și la gât aici și ce? Accesorii. Soaia. Place? Da. Da?
Super! Sara zice că o cheamă Sara. O cheamă Sara? Da. Da, o cheamă Sara. Să fie o șoarea? Da? Dacă v-au plăcut cadourile Sarei, atunci ne dați like și ne scrieți care cadou v-a plăcut vouă cel mai mult. Sara, încă o dată, la mulți ani! Sara, îmi dacă curăță. Haide eu să ajut. Sara, încă o dată zicem la mulți ani să crești mare, mare, mare și să te bucuri de aceste cadouri. Vă zicem la toți, pa, pa! Sara, la mulți ani! La mulți ani! La mulți ani, Sara! La mulți ani! Mua, like! Like pentru Sara, pa, pa! Pa, pa!